Bună ziua și bine ați venit la Probe Online cu probleme de mai mari și așa. Ați gândit? 39? Azi e... 39 sau 30? 30. 0, 5, 2, 17. Facem o lecție fără părinți. Da, vreți și noi? Va fi cea mai grea lecție, nu? Da. Așa. Testul, cum zici mai mult? Și mai merge. Da.
Așa că face cât? 35. Ca și cum ar spune, din 5 extrage, 3. Posibil, posibil să-ți văd 3. Posibil. De probabilitatea nu înseamnă un lucru cert. Pentru că s-ar putea de cele 5 extrage să fie aplicat de cele 5 alune. Dar există probabilitatea, de probabilitate, posibilitatea să se întâmple evenimentul acela în raport cu acesta este 3 din 5 încercări. Nu se va întâmpla să scoți din 5 încercări pe toate 5 negre. Asta, dacă ar fi în urmă numai bile negre, atunci evenimentul acela ar fi eveniment sigur. Adică dacă în urmă ar fi 18 bile negre, și zice, care e probabilitatea ca putem mâna în urmă să scot o bile neagră? Pentru cazuri favorabile sunt 18, posibile 18. Și atunci evenimentul sigur are cel un 1, va apărea 1. Evenimentul sigur are probabilitatea 1. Insist. Care ar fi probabilitatea să extragem o bilă neagră? Să zicem că un etat și pe evenimentul A. Evenimentul extrage unei bile A. Probabilitatea lui. Este 12 pe 30, da? Da, 12. Supra 30, care înseamnă? Pentru 4, pentru 2, da? Facem 6 pe 5. 6 pe... Nu, pardon, 6 pe 10, da? Și mai simplifică, pentru 2 și face cât? 3 pe 5. Da? Tot 3 pe 5. De ce tot 3 pe 5? Nu cred că e bine. Am venit și noi undeva. Deci de ce am simplificat aici prin 3? Prin 5. Păi din 3 simplificăm, dar de facem 4. Sau prin 2, poate simplificat și era 2. Deci 2, atunci face 6 pe 15. Apoi prin 3 pe 3 supra... 3 pe? Nu, prin 2 pe 5. 2 pe 5. El sunt mai puține. Adică 1 minus 3 pe 5. Cele două împreună fac evenimentul sigur. 3 pe 5 cu 2 pe 5. Adică 5 pe 5 minus 3 pe 5 minus 5. Sigur că da. Deci sunt complementare, nu? Situație. Adică împreună 2 pe 5 cu 3 pe 5 face 1. Sau invers, în 1 am scăzut pe 3 pe 5 și am rămas 2 pe 5. Bun. 4. Perimetrul unui trapez isoscel este egal cu 58 cm. Deci, perimetrul unui trapez, am spus trapez isoscel. Acolo se zice ABCD, trapez isoscel sau știu ce. Eu l-am desenat aici. Perimetrul este? 58. Centimetri. Fiind pe linia mijlocie a trapezului are lungimea de 16 cm. Deci, e egal la ABCD, EF știu că are lungimea de 16 cm. Atunci latura neparalelă a trapezului este egală cu? Adică AD sau CD, da? AD egal cu CB și egală cu? Cine? Tot eu n-am. Păi avem cu perimetrul egal cu... notăm latura neparalelă cu X. Latura neparalelă cu X. Și avem cu perimetrul egal cu 2X plus baza mare plus baza mică. Deci notăm asta cu X și atunci perimetrul... egal cu 2X plus baza mare plus baza mică. Perimetrul trapezului acela egal cu 2X. Baza mare plus baza mică plus 2X. Știm cu baza mare plus baza mică pe 2 egal cu 16. Știm că baza mare plus baza mică pe 2, adică linia mijlocie este 16. Eu te rezultă că baza mare plus baza mică egal cu 3 și 2. Și atunci am primat rază și am putea că x egal cu 3. Și atunci apare, baza mare plus baza mică pune 30 și 2 egal cu 2x. Egal cu 58. Da. Adică 2x egal cu 58 plus 3, 2, adică 26. 20. Adică... Da?
E bine, 26 ani? Da, da. 58 minus 30 de 26. 5 egal cu 13. X egal cu 13. Bun. Și are 2, 4, 5. Area laterală a unei prisme în patru latere regulate, drepte, cu area unei fețe laterale egală cu 18 cm pătrat, este egală cu? 10. Area laterală a unei prisme în patru latere regulate, drepte, este egal cu cât? Deci, dacă prismă, patru latere. Regulate, mă știu, dreaptă. Asta, tu ce înțelegi când ai de-a face cu o prismă, patru latere, regulate? Că văd, de trei echilaterale. E pătrat. Baza e pătrat, mă. Că e o prismă patru latere. Nu zici o prismă triunghiulară. Baza este un pătrat. Baza este un pătrat. Și știu că mai am aici area laterală a unei fețe, parcă așa zice, nu? Area laterală a unei fețe. Area unei fețe, nu i-a spus area laterală. Area unei fețe. Ce este în față la o prismă? Nu zice că să aflăm area laterală a prismei dacă area unei fețe laterale este egală cu 18. Area unei fețe? Fețe laterale este egală cu 18. Hai să zic. Ai 18 ori câte sunt, totuși pe pată? Fețele toate sunt dreptunghiuri. Și fiindcă știu area egală și Maria are, să nu uită de jos și pe ea. Deci facem un test destul, care este ăsta? 35. Destul. 35. Și... Am fost vorba să găsim toți și din Z pentru care pătratul e cuprins în 48 și 101 și sunt 7, 8, 7, 49, 7, 8, 9 și 10. Într-o urmă sunt 12 bilare și 18 negre și am notat cum ai evenimentul extrage unei bile negre. Evenimentul acesta, după ce l-am formulat, care este probabilitatea acestui eveniment, adică care e probabilitatea să se întâmple asta? În numărul cazurilor favorabile, supra numărul cazurilor posibile. Favorabile mie, pentru evenimentul ăsta, înseamnă câte bile negre am, 18. Albe, și în total, găsesc cu urmă, în urmă, 30, 18 și 12. Posibil acolo, nu? Când am băgat mâna, pot să dau și peste una albă. Și probabilitatea e 3 pe 5. Am discutat aici că probabilitatea totdeauna e mai mică decât unul. Cine are probabilitatea unul? Când e sigur. E numai elementul sigur. Dacă ar fi fost în urmă numai 18 bile negre, am discutat, și s-ar fi pus probabilitatea a extragerii unei bile negre, păi e sigur că dacă sunt numai 18 și vreau să extrag una, numărul cazurilor favorabile e egal cu ăla posibil. 18, 18, 18, 18 este egal cu 1, da? Numai elementul sigur are probabilitatea 1. În rest, celelalte evenimente care se formulează, totdeauna probabilitatea va fi mai mică decât 1. Dacă dă, cumva îți dă un număr, probabilitatea vreodată, deci undeva scris mai mare ca 1, sare în sus. Nu se poate așa ceva. Probabilitatea totdeauna un număr sub unitate. Pozitiv, între 0 și 1. Da? Care este probabilitatea ta? Ce eveniment are probabilitatea 0? Că noi zicem că sunt numai bile negre și se extrage bile albe, nu? Sigur că da. Când cazurile favorabile sunt 0. Deci am în urmă numai bile negre și eu formulez evenimentul extragerii unei bile de care? Unei bile albe. Păi, așa ceva. Sau un scur. Exact. Deci, cazurile favorabile sunt 0. 0 pe ceva, pe calcul 0. După care, am avut aici perimetrul unui trapez isoscel este 58 perimetri. EIF, linia mijlocie, se știe, e de 16. Aflați pe A, D sau C, B. S-a arătat cu X,
Perimetrul, să știu, e bază mare, cu bază mică, cu zedori, dată vine paralele. Ne-am dus acolo, am luat și X-ul a dat egal cu 13. Și acum suntem la programul 5. O prismă patrulateră regulată, prismă patrulateră regulată. Area laterală. Desia plăm area laterală, știm că fața unei fețe laterale egală cu 18. Deci, area laterală egal cu cine? Știind area unei fețe că area unei fețe A, B, A prin B, fiind ca așa bine, nu? Când ne uităm o prismă, A, B, C, D, fiind baza un pătrat, A, B, C, D, și A prin B, prin ce prin B, prin e fața de sus. Și atunci, area, știind că area unei fețe, e ca cu 18, da? Și atunci, area laterală, va fi de 4 ori, area unei fețe, de baza. Baza este pătrată. Deci, toate fețele sunt dreptunghiuri congruente. Fețele laterale, da? Și de 4 ori 18 și facem 72 cm duzii pătrați. Că vorba de are așa, vedem? 5-6. Completați cu săgeți de la elementele mulțimii A către elementele mulțimii B, astfel încât propoziția Y este divizibilă cu X este adevărată. Avem o mulțime A. Așa. Deci o mulțime A. Mai apare. Da. Numai de elemente. Câte elemente? 1, 2, 3. Cu 5. Cu 5. 4. Deci e vorba de 4. 4, 5. 5. 7. 6. 7. 7. 17. 9. Și 9. Și cealaltă mulțime B. Și mulțimea B. 14. 14. 25. 25. 51. 51. 27. 27. 24. 24. Deci completați cu săgețele elementele mulțimii A cu elementele mulțimii B, astfel încât propoziția Y este divizibilă cu X este adevărată. Y divizibil cu X. Da? Atenție, care se mai citește și într-un alt mod. X divide, este așa, X divide pe Y. Deci, cine X și... un model, 9 cu 27. Da, că 9 este un divizor al lui 27. Putea să gândeam, dar acum, după ce noi am înțeles propoziția, că Y se divide la X, adică ăștia se împart exact la X și parcă uite cine sunt acei Y pentru care există X și încât Y și X se divide prin X sau altfel spus, X-ul merge în invers. A spune că Y se divide la X, de a spune că X este un divizor al lui Y. Și iată, 9 este divizorul cuiva de aici, da, am 27. Și atunci pune săgeată. 17. Este divizorul cuiva dintre numele de acolo? 51. Sau 51. 17. Pentru că 51 sunt parte de prima, da. Deci și aici facem săgeată. Legăm și pe-astea. Apoi, mai este mare săgeți de completat. Mai găsești tu pe aici dintre 4, 5, 7. 7 este divizorul cui? 51. 7 a lui? 51. 17 la 51. 51 se împarte exact. 7 cu 14. 7 cu 14, sigur. Da, nu, vreau să doar. Și apoi? 5 cu 25. 5 cu 25, da. Și 4 cu 24. Și 4 cu 24. Deci toate au corespondent. Este bine definită funcția. Atenție! Dacă se întâmpla ca un element din domeniu, că ăsta e domeniul de definiție. Domeniul de definiție, da? Deci dacă se întâmpla ca aici să fie strecurat un element care să nu fie fost divizorul privat de aici, nu-i bine definită funcția.
că o funcție este corect definită dacă tuturor le punem noi în corespondență. Dar când avem o expresie, expresie e de x egal cu 7 supra x pătrat minus 1, în mod normal, trebuie să înțelegeți că la diversi x găsim y corespunzători printr-o funcție, da? Ei bine, eu pot să spun că asta e rețeta unei funcții de x. Eu pot să spun așa. Și atunci trebuie să dau imediat. Dacă asta e rețeta unei funcții sau legea de corespondență, eu trebuie să spun f e definită pe el în afară de elementele 1 și minus 1. Da? Cu valori în el. Insist. În momentul în care vorbesc de o funcție și trebuie să am în vedere rețeta, domeniul definiție, codomeniu, cel mai important, în clipa în care mi s-a dat rețeta, rețeta adică ce înseamnă? Modul în care obțin Y, după rețeta asta. Bun, oare cât face? Lui 2 cine îi punem în corespondență? Lui 2 îi punem în corespondență f de 2, care înseamnă 7, supra 4 minus 1, 3. Adică lui 2 am pus 7 pe 3. Asta este imaginea lui. Imaginea lui 2 este 7 pe 3. Dar lui 1 aș putea pune în corespondență? Nu. Nici lui minus 1. Deci, atenție multe. Domeniul definiției presupune stabilirea numai a celor elemente cărora le punem în corespondență. Dacă după rețeta asta, divizori, sau altfel spus, ăștia X sunt divizori cu I aici. Păi eu dacă spuneam așa, să spunem, două elemente, 3 și 7. Și aici spun 9 și 15. 3 cu 9. 3. Deci, 3 cu 9. 3 cu 9. Și 3 cu 15. Dar aia nu-i funcție. Păi ce se face atunci? Păi aia nu-i funcție. Cum? Plecă în... Plecă în două direcții? Nu. Pentru o funcție, oricărei corespunde 1 și numai 1. Așa ceva aici, dacă vedeți scris așa, e o mare tâmpenie. Este ca și cum ați fi într-o intersecție și vreți să vă duceți în același timp, pe, în două direcții, în același timp, plecați pe, în două direcții. Nu se poate. De ce? Deci, atenție multă. Asta nu este funcție. Nu se poate defini o funcție așa. În plus, 7 rămâne trist. Hai să zicem că punem aici 23. Nu mai e. Nu. Dacă ai fost 15, nu poți să faci așa, că nu e o funcție aceea. Ori o făceai așa, 3 la 9 și stop, dar era 37, când nu legai cu nimeni. Ori făceai 3 la cât era 15, când merge, dar rămânea tot 7, trist, când nu se lega cu 9. Acum, cum am definit-o, tot cu ideea că e divizor, tot prost este. De ce? Că 70 de ani cu mine, eu ce fac? Cu mine, de ce mă ție aici? N-ai voie să ții în domeniu vreun element? Că răsări cu ceva cu corespondență. Aia e mare greșeală. Exact cum l-am fi păstrat pe 1 și pe minus 1 aici. 1, când îl păstrez, dacă nu scădeam pe 1 și pe minus 1, trebuia și eu 1 să-i pun în corespondență ceva. Și când se face împărțirea la 0, nu se poate. Deci lui unul nu-i pui. De aceea dăm deoparte pe unul și pe unul sunt. Dragilor, deci dacă înțelegeți cu adevărat fenomenul ăsta la noțiunea de funcție, sunteți fericiți toată perioada, facultate și tot ce veți face voi, noțiunea de funcție este noțiune de bază. Ea stă la baza construcției în totalitate, tot ce înseamnă analiza matematică și tot ce urmează, toate lucrurile. Acum,
dacă profesorul vă spune că ne-ai deschis gura și îți funcție, imediat trebuie să ai în vedere domeni definiție, rețeta, după care o ții în grecii, rețeta, și o domeniu care înseamnă mai mult decât mulțimeamnă, Y-ul. Poți fi mai amplu, nu sunt supărat. Deci mulțimea, ce crezi conții de mulțimea asta a Y-ul? Imagini, toți Y-ii care apar după rețetă și pot să fi și mai mulți. Nu sunt supărat. Unde sunt foarte supărat? Maria. Când sunt două când sunt supărat, când mă remet prea pe două direcții, că nu se poate, sau când în domeniu se află elemente care nu mi pun ceva în corespondență. Deci chiar să vă dați. Motive de supărare la definirea unei funcții. Da. Motive de supărare la definirea noțiunii de funcții. Motive de supărare la definirea noțiunii de funcții. Sau, altfel spus în paranteză, pretențiile funcției. Pretențiile funcției are pretenție foarte mare. Pretențiile funcției. Pretențiile noțiunii de funcție. Unul, pleacă tot. Pleacă tot. Adică am spus când zic pleacă tot. Nu-i voie ca acolo la pornire să fie cineva supărat. Pleacă tot. Doi. Un element nu poate avea două sau mai multe imagini. Un element nu poate avea două sau mai multe imagini. Mă, dacă ați înțeles asta, spun, vă, veți fi cei mai fericiți pe toată perioada cât veți face matematică. Deci dacă tot, nu-i voie să lați pe șapte ăsta. Nu-i voie că aici în definirea funcției acestea, diagrama asta care se organizează, nu-i voie ca unul să nu-i fi pus ceva în corespondență. Aici putea să mai fie și un alt element aici. 49. 49. Ai fost tentat să lei pe 7 cu 49. Da? Da. Dar tu, dacă ai făcut-o așa, e foarte bine. Rămâne 49. Să fii sănătos. Punem 13 care să nu-ți atragă atenția. Să nu-ți atragă atenția deloc, da? Ei bine, asta e funcție foarte clară. Funcția era corectă și cea de înainte, pentru că pleacă tot. Și nu se întâmplă ca un element să aibă două imagini, două sau multe imagini. Am făcut această discuție mai prelungită pentru că este esențial să plecați și ideal de pentru că în seara asta tot eu acasă, opri, dacă găsim pe cineva, opri și spune, măi, tu spui, tu acum opriți, cobor de mașini și spui, am înțeles noțiunea de funcție. Da? Deci asta e foarte important, am înțeles noțiunea de funcție. Pleacă tot și nu-i voie ca unul să plece în două direcții. Da? În același timp. În același timp, două direcții nu se poate. Așa, da? Două sau mai multe direcții. Bine. Și cu asta am încheiat subiectul. Și pe rând. Adică, ce faci în timpul ăsta? Să vedem. Dacă nu, nu te duc acasă. Șantaj. Păi da, aștept am lăsat. Adică, sunt sugerele de bucată. Ai găsit, spune, tablă curată, nu discutăm. De mie, mamă. Să vezi tu ce-o păție. Așa. Ce putește asta, mă? Da. Deci, să rămân uscată, mă, uite așa. Da? Trecem la subiectul 2. 2. Eu 2-1. Desenat cu foaie de examen în curva pe cefia pentru pregătite. Pentru a fi în diagonale a cefia. Deci,
desenați un cub. 2. Un cub. Știți să faceți un cub, nu? Și să punctați și diagonale, parcă așa. Da. Arătând că acestea se intersectează. Diagonale se intersectează toate într-un singur punct acolo, nu? Ce, de fapt, ce înseamnă? Duce un plan diagonal în partea asta, în partea cealaltă. Și duci diagonale în dreptunghiul acela. Și în celălalt, iar diagonale. Și, de fapt, sunt patru diagonale, nu? Ei, și toate se intersectează într-un singur punct. Bun. 2. O mașină consumă la 100 de km parcurs 7,5 litri de benzină. Deci, 100 km punct de punct de 100 km, 7,5 litri. Cât consumă aceeași mașină pentru un drum cu lungime de 900 km? 900 km punct de punct de punct de x litri. Așa, deci 900 km, mai puțin sau mai mult? Mai mult, dar nu. Din nou, 7,5 ori. Sigur că da, deci este simplu să gândim așa. Apropo de ce discutam aseară, despre termenul practic al problemei de la formula asta. Deci, clar, dacă 100 e atât, dar plec la 900, e 9 ori mai mult. Așa că x va fi egal cu 9 ori 7,5. Asta a făcut orele la clasă 1. Și facem 9,45. 27, 63 și cu 4. 67. 67,5. Asta, da. 2, 3. Colegii care participă la aniversarea zilei de naștere a lui Victor vor să-i cumpere un cadou. Dacă fiecare contribuie cu 23 de lei, vom ajunge 24 de lei. Notăm X copilul și Y suma, nu cadou, suma cadou. Dacă, în schimb, fiecare contribuie cu 27 de lei, sunt un plus 24 de lei pentru deplasarea cu microbusul. A. Câți copii participă la aniversarea lui Victor și pe cât costă cadou? Păi, asta înseamnă. Notăm cu X. Pentru cadou. Era fix pentru cadou respectiv un preț exact, să știe. Băi, costă atât. Dacă punem câte 23 de lei, deci x ori 23, x, adică suntem la 23, nu ajung. Adică ce se obține la mulțirea asta înseamnă y minus 24. Deci, așa ai spus, că nu ajung. 24 de lei. Dacă, în schimb, fiecare contribuie cu 27 de lei, sunt în plus 24 de lei pentru deplasarea cu microbusul. Deci x ori 27 egal cu y plus 24.
27, parcă. 24. 24? Așa. Tot 24? Păi să nu, asta am zis. Dacă în schimb fiecare contribuie cu 27 de lei, sunt plus 24 de lei pentru deplasarea cu plăcut. Perfect. Da. Da. Bun. Ce vă vezi? Maria. Avem un un sistem. Da. Un sistem de două ecuații cu două necunoscute, necunoscute, X și Y. Le scădem ca să... Din care ai vrea să scazi? Din... Din a doua să scădem pe prima, da? Și atunci ar fi echivalent așa. Că 27x minus 23... Adică ar face 4x egal cu... Egal cu... Nu, scazi... Din asta am scădut pe cealaltă. Nu ne-am adunat. Din asta am scădut pe cealaltă. Ca și mai mulțiu cu minus 1 și atunci vine minus y plus y de 1. Și plus 24 plus 24. Mm-hmm. Și face egal cu 48. Dacă nu vă vine în minte așa, cum ai fi lucrat cu altfel? Aș fi scos x-ul. Ai fi scos X-ul. Y cu Y mai mare. Pentru că aici X-ul e 23 împărțit la 23. Egal cu X-ul 23 plus 24. Și cu Y cu 100 de jos. Altfel ce mai simplu să vedem de jos cădem pe cea de sus. Sau altfel spus, mulțim pe asta cu minus 1. Egalitatea asta. Și până la 2. Și 4X egal cu 48. De unde rezultă că X egal cu 12. Da? Iar Y-ul, suma, va fi egală cu 12 ori 23 plus 24, da? 12 ori 23 plus 24. Face, vă rog, faceți calculul și gata, vă rog. 4, fie funcție... Stop, mai stăm aici un pic. Ce am descoperit? Că aveți, nu toți, aveți greutăți în punerea unei probleme în ecuație. Da? Punerea unei probleme în ecuație. Ori, e foarte simplu dacă ești atent la enunț. Relațiile sunt traducerea enunțului, de fapt. Dacă îți cere două, înseamnă că trebuie să faci un sistem de ecuații. La fiecare parte a problemei cu răspuns. Dacă cu câte de 23, X-ul 23, nu ajung. Adică, Y cu 24. Dacă pune de 27, depășește cu 24. Am tradus enunțul în două relații, de mare. Intră la matematică, dezvoltă sistemul 2-2. 4. Fie funcția f de y definită pe valoare r. F definită pe y. Valoare r, nu, cu p. R, R. Cu valoare r. R. F de x egal cu 4x minus 3. Deci el definită pe iar cu valoare iar. Avem rețeta f de x egal cu 4x minus 3. 4x minus 3. Rezolvați mulțimea numerelor naturale în ecuația f de x supra minus 3. Deci, rezolvați. În ecuația. F de x supra minus 3 mai mare egal decât minus 2. F de x supra minus 3 mai mare egal decât minus 2. Cine vorbește? Maria. Înseamnă că F de x supra minus 3 e mai mare sau egal decât minus 2 și mai mică sau egal decât minus 2. De ce? E modul de minus 2? Nu. Rezolvăm. Deci f de x e mai mare sau egal decât 6. Adică, ești de acord? Eu sunt locuit pe f de x. Bun. Dar ea a spus f de x mai mare de x. F de x mai mic egal decât 6. Asta. O mulțime cu minus 3. Și prin înmulțirea cu număr de grade se schimbă sensul integrității. Deci f de x mai mic egal decât 6. Da? Atenție mult. Evident că e 6.
Deci mulți industrie și se întâmplă chestia asta. Și asta înseamnă, acum înlocuim pe PX ca fiind... 4x-6, 4x-9, deci x-9. Nu, pe 4, adică... intervalului minus infinit plus 9 pe 4 închid. 9 pe 4 închid. Și cu asta am rezolvat inecuația. Acum mai dau eu una. Să se rezolve inecuația, modul din f de x minus 5 mai supra 7. Și 7 e modul? Nu. Deci modul de f de x minus 5 supra x plus 1 fată modul mai mic e ca decât f. Adică f de x minus 5 supra x plus 1 e cuprins între minus 3 și 3. Deci echivalent asta, ca și cum ar spune f de x minus 5 totul supra x plus 1 o să fie cuprinsă pe minus 3 și 3. Echivalent cu... f de x este egal cu 4x minus 3? Da. F de x este 4x minus 3 și acum mă duc adi și zic minus 3 mai mic egal decât... 4x minus 3 minus 5. 4x minus 3 minus 5 totul supra Eu mă așteptam aici să veniți cu o condiție, nu vă apucați de treabă. X minus 1. Asta era. Deci, înainte de a începe treaba, spunem, da, vreau să lucrez, dar dacă X diferit de minus 1. Deci lucrez, X aparțin lui el, parte dinte, în afară de minus 1. Deci X aparțin lui el, minus mulțimea formată de minus 1. Ei, cum lucrăm? Aceea de acolo. Minus 3 mai egal de 4 x plus 1, 3 x plus 1 mai egal de 4. Conom de 4. Așa. Și o să fie x plus 1 dividit 4x minus 8. Și asta nu s-a cerut să fie din set. Da. Deci nu se pune să cerem să fie din set. Eu zic că eu de aici nu mai pot, dacă a fost un număr, știți că a fost 7. A fost un număr, mulțeam cu 7 peste tot și a fost foarte simplu. Așa aici, fiindcă am necunoscuta și jos, despart în două inecuații. Două. O dată mai mică era de 3 și o dată mai mare era de minus 3. Deci de acolo rezultă că pot să am așa. Vorbesc de 4. Deci 4x minus 8 și 3x plus 1. Să fie... mai mic egal de 3. Și cealaltă, 4x minus 8. Și 4x minus 8 supra x plus 1, mai mare decât minus 3. Mai mare egal ca minus 3. Da? Bun. Echivalent în sistem. Sistem. Duce pe 3 în sistem.